creat panică inutilă în rândul nostru, s-a comportat exact ca un profesionist până în ultimul moment. Deci nu... Și atunci când v-ați dat seama că sunteți în pericol? Momentul în care am văzut că pierdem o atitudine și eram în ceață și se auzea pe motoarele avionului că încearcă, că se turează și că se auzeau cum se desprind bucățile de gheață. Și a fost momentul când am zis că acum degivrează. Auzisem acest termen la alți piloți cu care zburaseră colegii de la București și am zis, degivrează. Îmi dați seama că e o problemă foarte mare în momentul în care a coborât sub plafonul de ceață. Ieșind din ceață am văzut culmea muntelui, era mult prea aproape. Și atunci m-am gândit pentru prima dată că poate sunt ultimele clipe. S-a ridicat puțin deasupra culmii, coborât din nou avionul și am văzut cum se apropie vârfurile copacilor, vârfurile brazilor, sunt tot mai aproape de noi. A fost momentul în care am dat seama că totuși nu. Totuși șansele sunt mari să ne prăbușim. Și ce se întâmpla în avion în perioada asta? Pilotul vă spunea ceva? Nu. Pilotul Iovan și eu cred că este singurul erou. Încât s-a fost acolo în avionul ăla, până în ultimul moment s-a luptat să ne salveze, să ridice avionul, sau dacă nu, măcar să-și curească un drum printre copaci, să încerce să-l pună jos, fără, sau cu victime cât mai puțin. Și mă gândeam că din 7 câți am fost în avion, 5 suntem în viață, eu cred că a reușit chiar cu prețul vieții lui. Aveam pe Google Maps cine a deschis o altă aplicație, vedeți că pe lângă hartă îți arată exact locația sau locația, îți arată exact cât te poziționează sateliții respectivi ca și poziția telefonului și de pe harta respectivă noi am citit localitățile între care ne-am prăbușit aproximativ, adică Horea, Poiana, Hori, Beliș, în o zonă, era un drum acolo, un drum 1R, nu o să-l uit cât trăiesc, care unește Horea, localitatea Horea cu Beliș. Și noi am furnizat acel drum ca și reper și când ne aflăm pe partea dreaptă a drumului cum ar veni în sensul dinspre Horea spre Beliș. De asemenea, pe hartă mai apărea, dacă bine ține minte, Scărișoara, apăreau niște localități care le-am spus pe toate ca să ne poată, deci măcar să aibă un început de arie de căutare. Sperând că prin sistemul 1-2 sau printr-un sistem, indiferent care ar fi acela, vor avea posibilitatea să ne localizeze ei pe noi și că vor ajunge mai repede la noi.